Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Autentic. O emisiune pe parcursul căreia vreau să continui cu tema abordată în ultima emisiune. Începusem să ating un subiect foarte sensibil în această țară și probabil cu certitudine foarte sensibil la nivelul Europei de Est. O Europa văduvită de o coerență și de o perseverență, cred că este enorm spus, în ceea ce privește o creștere a individului uman bazată pe învățături cu adevărat demne de o ființă umană. O Europa de Est unde indivizii umani au cam crescut haotic din momentul nașterilor. În țările fost socialiste, educația anterioară căderii regimurilor abuzive de ordin comunist au făcut separe și au generat o istorie recentă care ne-a dus într-un moment prezent văduvit de foarte multe atitudini mentale și afective care să ne poată ajuta să ne găsim un destin frumos, benefic, să știm să ne-l creăm. Ei bine, această educație de care vorbeam în emisiunea trecută și abordasem acest subiect ca o reacție, dacă vreți, la ce aud, ce văd, ce mi se povestește, profesori, cunoștințe sau oameni care nu mă cunosc, mă opresc pe stradă și îmi spun: vă rog, abordați cu tare subiect, sunt profesor de liceu, de școală generală. Am avut discuții foarte frumoase și cu oameni care predau în sistemul de învățământ superior, facultăți, universități. Oameni care îmi spun: domnule, ne vin tineri într-un anumit fel, ne vin deja cu o bază pe care noi nu mai știm exact cum s-o și nici nu avem timpul fizic necesar, trebuie să ne predăm materia de zi cu zi, de la clasă. Îi vedem, nu au repere, nu au repere corecte, nu se raportează la valori dătătoare de tărie interioară, capacitatea de a se ajuta singuri și de a decela ceea ce le este cu adevărat bun în viață sau ceea ce îi va duce în mod evident pentru, îmi spunea cineva, un om trecut de o anumită vârstă, când se uită la un tânăr de 19, de 20, de 21 de ani, își dă seama imediat, nu trebuie să fii, știu și eu, să ai anumite capacități extrasenzoriale, clar văzător sau este suficient să le studiezi atitudinea, gesturile, vestimentația, ce spun, ce-și doresc și ai deja un tablou aproape complet asupra ceea ce va fi viața astăzi a unui tânăr peste 10-15 ani. Am avut o altă discuție extraordinar de interesantă cu un domn care a trăit 10 ani într-o parte de lume de unde ne vine enorm de multă istorie, cultură, cunoaștere. Un domn care a trăit 10 ani în Israel și îmi povestea, zice: domne, sunt extraordinar de inteligenți, în acea parte de lume sunt oameni deosebit de inteligenți, dar pe de altă parte, cu certitudine, ei greșesc undeva în felul de a trăi, de a gândi, de a simți. Mi s-a părut incredibil, îmi relata în continuare, am umblat în multe locuri din lume, dar mai cu seamă am trăit în Israel, la Tel Aviv, 10 ani, evident, am vizitat și am văzut întreaga țară, am cunoscut oameni de toate felurile, de toate vârstele, ceea ce m-a uimit, ceea ce efectiv m-a șocat și lucru cu care m-am obișnuit greu, este că ei sunt oameni, în ciuda întregii cunoașteri, oameni pare că sunt oameni foarte bolnavi. Și zice, vă dau un exemplu, mi-a dat mai multe nume de spitale. Ce, domne, acolo autobuzul când merge, la un moment dat are una dintre liniile de autobuze, mai are 3-4 stații până la capăt. Ce? Vreau să vă spun că acele 3-4 stații, în ce constă? Ajung într-o parte a orașului unde intră ca printr-un gang, tunel, într-o zonă în care sunt doar spitale.
El mai are 3 stații de mers. În toată zona în care merge sunt doar spitale. Zice, domne, e ca un cartier de spitale. El intră în această zonă pe sub un gang, pe sub un tunel și fiecare stație până la finalul liniei este spital. Este spital. Ce e ca un oraș de spitale. Această zonă cu ultime 3 sau 4 stații de autobuz sunt stații de spital. Da? O zonă doar cu spitale. Destul de tineri manifestă patologii și afecțiuni, mai mult sau mai puțin firești vârstei, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni de ordin psihologic și așa mai departe. Acum întrebarea, discutând și cu acest om despre foarte multe lucruri, despre Dumnezeu, cum se vede Dumnezeu și dumnezeirea în acea parte de lume, educația, ce înseamnă, ce presupune, atitudini, obiceiuri, tradiții. Un om extraordinar care, mi-am dat seama, a avut și a dorit, mi-a și spus, el a luat cursuri, a învățat foarte bine limba ebraică, ce eu cred că vorbesc ca unul de-a lor, mi-a plăcut, am citit, am studiat, i-am observat. Sunt oameni care se duc în fiecare sâmbătă la sinagogă. Am stat de atâtea ori la mese cu ei de Pesach, pe Pesach, Paștele evreiesc. Le-am văzut obiceiurile, tradițiile. Sunt oameni, culmea, credincioși, foarte credincioși și cu toate acestea, iată, mi-a relatat și anumite aspecte ale culturii și civilizației pe care Domnul, despre care vă povestesc, le consideră ușor rasiste, în sensul că această zonă de lume, restul umanității este văzută ca un intrus, nu neapărat în chip, reacțiile nu sunt neapărat de ordin agresiv împotriva, dar se simte din cum ești tratat că ești tratat ca fiind altceva, cu greu intri și te pliezi, te integrezi în cultura și obiceiurile locului și pentru că, iată, nu este o atitudine a oamenilor de acolo, din acea parte de lume, nu este foarte deschisă vis-a-vis de alții, dar, pe de altă parte, am înțeles că, sigur că da, dacă excelezi în ceva, ești respectat, contezi și te poți integra altfel. Una peste alta, vorbeam despre cunoaștere, despre raportarea la Dumnezeu. În orice chestiune de viață, îmi spunea ce, domne, am stat de vorbă cu atâția oameni din acel loc, din acea parte de lume, simpli, bătrâni, chiar și tineri, și oameni pe care îi cunoșteam, cu care m-am împrietenit. Spuneam, bine, dar cu tare problemă, dacă o ai, cum se va rezolva? Elohim Gadol. Cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu e mare, Elohim Gadol. Și am rămas cumva în această conversație, în aspectul, vorbeam despre acest aspect al credinței și cât de mult contează în educația firii umane, cât de mult contează să îți pui speranțele, cât de mult contează să fii conștient, responsabil vis-a-vis de acea latură existențială a omului, care înseamnă spiritualitate și nu doar a omului, dar când vorbim strict despre societatea umană și cum crește, în ce condiții venim pe lume, condiții familiale, sociale, comunitare, într-un spațiu mai restrâns, mai mare, orașe mari, țări, capitale, continente. Și făceam o paralelă în discuție cu acest domn, comparații. Încă o dată în plus mi s-a revelat faptul că ne place, nu ne place să credem, credința, conștiința faptului că nu suntem singuri pe lume, că nu doar omul creează un alt om, dar nu doar omul creează un alt om, că omul este ajutat să creeze un alt om, că la baza unirii fizice dintre doi oameni se află cu totul altceva, că spiritualul și spiritualitatea prevalează și este preexistentă oricărei naturi fizice și că acest Elohim Gadol sau Allah Akbar sau Dumnezeu e mare sau slavă lui Dumnezeu pe care îl auzim în diversele limbi ale popoarelor este și ar trebui să fie esența unei educații în sânul unui popor.
conștiința faptului că nu un om creează un alt om, nu doar un om. Și faptul că ai un suflet, că ai un mental, că ai și alte lucruri pe care poate nu le înțelegi, nu le cunoști, ele contribuie, generează și întrețin orice fel de putință fizică. Vă vorbeam în emisiunea trecută, începusem să vă vorbesc despre importanța educației, despre faptul că aceasta începe înainte de a ne naște sau ar trebui să fim conștienți de faptul că ea începe dinainte să ne naștem. Ce gândesc părinții noștri? Ce visează pentru noi? Ce gândesc în timp ce mama ne poartă în pântece? Ce planuri își fac? Energiile, emoțiile, gândurile, atmosfera energetică și informațională dintr-o casă, dintr-un neam, dintre acești părinți. La ce se conectează? Ce prieteni au? Profesii? Cum înțeleg să își creeze un cotidian care atunci când este, nu? Curge, zi după zi se numește săptămână, lună, an, decadă, viață, destin. Felul în care un părinte înțelege să trăiască este ceea ce va deveni copilul. Vreau să vă spun un lucru. Nu poți să-i dai educație unui copil cu un pahar de alcool într-o mână, vorbind și având un vocabular, verbalizând mediocru, lipsit de, cu adevărat lipsit de cunoaștere, dar mă refer la cunoaștere, nu la faptul că un tată sau o mamă te învață cum să închizi ușa, să o deschizi, cum să deschizi frigiderul, că trebuie să te încalzi, să te speli, să mergi la școală. E o bază fundamentală și necesară existenței printre lucruri, obiecte deziderate, strict fizice, lumești. Dar nu este nici de cum totul și nici cea mai mare parte. Dimpotrivă, e o mică parte a ceea ce ar trebui să însemne educație. Educația începe efectiv cu sănătatea emoțională a părinților. Începe cu sănătatea emoțională și de orice alt fel a neamului în care te naști. Educația unui copil începe, continuă și se va desăvârși, întotdeauna se va desăvârși prin ceea ce el vede. Poți să-i spui orice, poți să-i ții predici despre cele mai importante lucrări, opere de artă ale istoriei umanității, cum au contribuit ele la formarea, creșterea civilizației umane. Degeaba. Tu pentru copilul tău nu vei fi niciodată ceea ce știi. Tu pentru copilul tău, încă de când e în pântecele mamei, vei fi întotdeauna ceea ce ești. Vei fi ceea ce el simte, vei fi ceea ce el vede, vei fi ceea ce el întâmpină, greutățile sau bucuriile pe care le are în viața de zi cu zi. La ora actuală am remarcat de niște ani, nu de un an sau doi, din păcate destul de mulți, una dintre afecțiunile care la nivelul țării noastre, spre exemplu, România, una dintre afecțiunile cel mai des întâlnite în rândul copiilor, aproape că din momentul nașterii multora dintre copii, dar oricum afecțiune care are exprimare de undeva sau o constată părinții, nu, o constată părinții abia în jurul vârstei de 4, 5, 6, 8 ani. E bine, una dintre aceste afecțiuni atât de des întâlnită este autismul. Apoi ADHD-ul, i-am spune unei alte afecțiuni, anxietatea precoce, oricum, închiderea în sine, cumulul de frici, blocaj, respingere a ceea ce noi vrem și ne place să numim maturitate. Acest autism, să știți că este tot o reflectare a greșitei educației, pentru că sufletelul acela încă din pântece simte. Simte blocajele parentale, blocajele emoționale, să ne reamintim un singur fapt, că toate emoțiile și gândurile se somatizează, devin simptome fizice. Doar atât și doar aici, dacă rămânem ca discuție,
Vreau să vă spun că este deja destul de grav. Acel prunc din pântece, acel sufletel acolo care încearcă să-și crească trupul fără griji, să înțelegeți bine ce vă spun, pentru că spiritul coborât în acel trupușor are mult de lucru și dacă nu are colaborarea spiritului care guvernează acel organism, vehicul, trup al mamei, dacă acel trup este invadat de emoții, de gânduri, de tot felul de sentimente negative, neacceptări, suferinți de tot felul, tristeți, mânii și așa mai departe, care desigur se somatizează și ne demonstrează medicina alopată a ultimilor ani prin sfera ei de cercetare, anume faptul că toate emoțiile negative, atunci când se somatizează, provoacă o congestie, o congestie la nivel de organe, musculatură, vene, artere, capilare, deci tot sistemul circulator este, spre exemplu, influențat aceeași medicină prin sfera ei de cercetare, vine și ne spune că aceleași emoții negative și persistente, care devin adevărul și realitatea noastră de zi cu zi, au, desigur, multe alte efecte în organismul uman, precum ar fi cumulul de blocaje, încet, treptat, aparent, nevăzut, nici nu știm, că ficatul ne funcționează mai puțin bine decât o făcea acum 3 zile. Că rinichiul drept, că rinichiul stâng, poate amândoi, că inima, creierul, ochii, urechile, o serie de organe ne funcționează mai puțin bine decât acum 3 zile, 4 zile, o săptămână, 6 luni, 3 ani, dar tânăra mamă nu știe lucrurile acestea. Pruncul este pus în situația când se află în pântece să ducă un adevărat război împotriva acidifierii, schimbării dramatice a pH-ului sanguin, pentru că el este hrănit nu printr-un cordon umbilical care aduce cu sine acest fluid sanguin încărcat cu nutrienți, cu tot ceea ce este necesar, elemente biochimice, anticorpi, aminoacizi, absolut tot ce este necesar, oxigen, tot ceea ce este necesar pentru ca el să trăiască, să crească, să prospere. Nu? A crește înseamnă a prospera, a fi abundent în. Iată, pruncul, fluide, oxigen, aminoacizi, anticorpi, nutrienți nenumărați de la vitamine, minerale, inclusiv, evident, aminoacizii, tot ce este necesar ca spiritul său să poată să-și manifeste putințele de creator și să creeze, să construiască cărămidă cu cărămidă, tot ce este necesar, evident este o metaforă, tot ceea ce este necesar fiecărui organ, pentru că acesta în primul rând să existe de la nivel de celulă, atom, nucleu, să se dezvolte, să capete aparența și evidența unui organ, să prospere, să devină, să-și aducă din latență, nu, din potențialitate în dinamică, acele programe interioare organului specifice și necesare pentru ca organul să funcționeze. Ei bine, poate că îi reușește spiritului să pună în lucru, după ce a adus la maturitate organele, cu, desigur, colaborarea intrinsecă, neîmpiedicată de nimic, de absolut nimic, deci colaborare între el și spiritul mamei, între el și trupul mamei, da? Pentru ca fluidele să curgă în mod coerent, pentru a nu exista congestii sau inflamații în trupul mamei, da? Pentru a nu exista dezechilibre ale pH-ului sanguin, limfei, organelor, țesuturilor, pentru că toate acestea hrănesc trupușorul respectivei ființe a fetusului, care se va naște, ferească Dumnezeu, dacă trupul mamei este debilitat, dacă atmosfera familială, dacă neînțelegerile din familie se întind pe perioade lungi, sau mama suportă doar o traumă pe perioada sarcinii, dar o suportă și o resimte, atunci șocul emoțional
și somatizarea celor emoții se transpun și devin simptome fizice la nivel de organe, sisteme, la nivel de suflet, se reîntorc, este un circuit și se circulă această toxicitate emoțională, mentală și evident, implicit, fizică, da? Toate acestea vin și cu greu mai putem spune, hrănesc trupușorul bietei ființe, a care, iată, educația începe încă din pântece. A educa ce înseamnă, de fapt? A oferi spre, ca instrumentar, spre folosință mentală, sufletească, fizică, unei făpturi, tot ceea ce este necesar pentru a se descurca în ambientul în care tocmai vine, respectiv aici, pe această planetă fizică, da? Un ambient fizic. Eu îmi învăț această nouă făptură venită în lume, copilul, să meargă, să vorbească, să înțeleagă obiectele pe care îi le arăt, pahar, lingură, zid, ușă, chei, mamă, tata, pantofiori și așa mai departe, dar îmi doresc probabil, dacă sunt o ființă și o creatură umană, responsabilă, ca acest copil al meu să nu rămână la acest nivel, să nu-i cresc doar trupul, să-i cresc și sufletul. Drama și chiar tragedia societății umane și așa zisei culturi și civilizații umane constă în aceea că noi nu creștem aproape deloc sufletele acestor mici creaturi venite în lume, omulețul, puiul de om, îi creștem trupul. Dăm trupului, poate adesea în exces, îi dăm tot ce-i trebuie, în exces, ajungem chiar la starea și situația de paradigma în care un bine în exces devine un rău. Nu? Vă reamintesc, nu poți să bei 10 litri de apă pe zi, 9, 11, 7 și să ai pretenția ca rinichii să-ți mai funcționeze, intră în colaps, cedează. Nu poți mânca, știu și eu, 10 kg de hrană pe zi, nu poți îngurcita și să ai pretenția să rămâi sănătos, să nu ajungi într-un stadiu de blocaj, de colaps. Poți să alergi 40 de kilometri, 20, 15, fără întrerupere și în același ritm, probabil unul alert, fără să nu ai probleme cu diversele organe, sisteme, în lanț, poți să faci infart, te prăbușești. La fel este și cu excesul de educație, deși atât de greu mi este să-i spun educație, pentru că educația la dicționar apare ca fiind definită un lucru benefic. Ei bine, la fel se întâmplă și cu acest exces de informații pe care le livrăm copilului, la fel se întâmplă și cu momentele destul de dese în care împingem copilul către o atitudine mentală și afectivă prin care el să vadă tot ceea ce se află în jurul lui ca altceva, fiind exterior lui, la fel se întâmplă când noi îl învățăm că este el și restul lumii. Îi dăm un exces, îi livrăm un exces de conștientizare a faptului că el este el. Îi creștem ego-ul, nu sufletul. Conștiința aceea patologică de sine în care sunt eu și restul lumii și atenție că la un moment dat în restul lumii intră și mama și tata și întâlnesc atâția părinți supărați care îmi spun a plecat copilul, nu mă mai caută copilul, e copilul de 5, de 7, de 15 ani în Austria, în Franța, în Germania. Parcă n-aș fi avut un copil, este o expresie pe care am auzit-o și am văzut expresia chipului acelui părinte, parcă n-aș fi avut un copil. Cum a crescut și a căpătat aripi, cum a fost un pic pe picioare lui, dus a fost. Sigur că da, nu asta l-a învățat? Să intre în competiție, să fie un vânător? Nu l-a învățat că e el și restul lumii? N-ai făcut din el o enclavă? N-ai făcut din el o celulă mutantă? Nu i-ai spus că el trebuie să fie el, doar el și restul lumii? Ei bine, nu ai precizat.
stai, tată, că uite, eu mai sunt în vreo 10 oameni în jurul tău, părinți, rude, prieteni, nu-i considerare, măcar pe ei nu-i considera restul lumii. Consideră-i măcar pe ei semenii tăi. Iubește-i, onorează-i, respectă-i. Că poate de aici lucruri bune s-ar fi întâmplat și ar fi avut ce învăța de la acești semeni. Dar îi creștem pe copii de mici, încă de când sunt în pântece, avem furii. Apropo, furile sunt niște entități reale, de sine stătătoare. Deci, suntem conduși și ne lăsăm pradă unor influențe exterioare nouă, precum furia, mânia, neacceptarea, un ego al mamei, al tatălui, al familiei, bunicii, socrilor, rudelor, ce vreți dumneavoastră. La fel creator de atitudini specifice, doar probabil unei făpturi mutante, monstruoase, da, folosesc cuvinte aparent dure, pentru că ceea ce numim educație, priviți cu mare atenție când mergeți pe stradă, de la copilul din cărucior și până la cel care, iată, a început școala, a venit un nou început de toamnă, de an școlar, nu poți să treci. Astăzi am simțit că nu pot să trec pe lângă o școală. Cine a văzut documentarul pe care îl recomand, din tot sufletul vi-l recomand. Revedeți-l dacă nu l-ați înțeles, n-ați avut timp, l-ați fragmentat în prea multe părți. 10 minute azi, jumătate de oră mâine, 5 minute poi mâine. Revedeți-l cu multă răbdare și conștiință, Los Fidante, unde vi se exemplifică și vi se arată ce este zgomotul lumii. Astăzi abia am putut să trec pe lângă, în drumurile mele, nu doar o școală, dar una mi-a atras atenția în mod special. Probabil era recreația mare, erau foarte mulți copii în arealul, în curtea școlii. Am avut sentimentul, până am depășit zona de școală, mergând într-un ritm normal, nici încet, nici repede, am avut sentimentul că nu mai aud nici gândurile. Că ceva parcă intenționat nu copiii, energiile, informațiile care îi conduc. Ceva parcă încerca să anuleze orice altceva din jur, nu doar pe mine, orice altă formă de existență în arealul acelei școli, părea l-am dat redusă instantaneu la tăcere, împietrită, suspendată în timp. Zgomotul infernal, emanat de acele voci, jocurile mai degrabă agresive, egocentrice. Am privit cu atenție, i-am privit pe cât de mulți copii am putut. I-am studiat, i-am scanat, cum am spune, în științele de care țin de un alt tip de medicină, medicina energetică. Vă spun, deja erau și sunt, evident sunt, mă uitam, îi priveam, cumul de programe, programe peste programe, peste programe, condiționări negative, această autosuficiență deranjantă pentru orice altă făptură, țipete, strigăte, fără nicio motivație, jocuri agresive, O agitație nefirească, nici un pic de liniște. M-am întrebat dacă acum ar fi să cobor instantaneu în Shambhala, Agartha sau doar în înălțimile Tibetului într-o școală și aș putea să am în același timp vederea, viziunea, percepția acestei curse de școală și a unei școli din Nepal, înălțimile Nepalului, Tibetului, cine știe, poate Agartha, Shambhala, am convingerea și știu. Și știu sub toate formele că acolo aș fi văzut o liniște, aș fi auzit o liniște, da, sunetele pot fi și văzute, nu doar auzite. Aș fi auzit o liniște, aș fi văzut o liniște, comportamente, vestimentații, atitudini, priviri, emoții și sentimente devenite gestuale și comportamentale de un tip divin, înălțător, în timp ce aici aveam sentimentul că mă îmbolnăvesc cu fiecare țipăt pe care îl aud. De ce? Că nu este doar o afirmație de dragul de a afirma ceva și nu este doar o abstracțiune, nu este un fapt concret.
țipetele, zgomotele foarte puternice, repetate, susținute, sparg câmpurile. Atât ale generatorului de sunet atât de puternic, cât și a tuturor făpturilor aflate în preajmă. Veți remarca în general în curțile școlilor că se petrec fenomene pe care altfel nu le-ați remarca. Fie copacii cresc foarte înalți, fie rămân foarte mici. Florile, iarba, se usucă cel mai adesea. Sau, un alt fenomen, o explozie de ceea ce, în mod cu totul eronat, numim cu acest termen foarte urât românesc, bălării. Este o reacție a naturii înconjurătoare, unde natura poate să lupte, își intensifică creșterea făpturilor vegetale și minerale spre a se autoproteja, unde natura nu are câmpul vital, nu-l mai are. Neafectat, neperturbat în esență, în structură și nu în funcționalitate, ei bine, acolo unde natura va fi astfel afectată, va ceda acestei agresiuni permanente de țipete și agitație fără rost și fără sens, bine, din punctul de vedere al luminii și al dumnezeirii fără rost, că din punctul de vedere al energiilor disonante, destructive, profund perturbatoare, mutante și care creează la rândul lor atitudini comportamentale, modele și pattern-uri la nivel de atom, celulă, organ, structură, mutante. Copiii aceștia care urlă, zbiară de-a dreptul câte 200-300 într-o școală, într-o pauză, sunt o sursă permanentă atât de autoagresiune cât și de agresiune. Îi lăsăm încă dinainte de a se naște să ne perceapă negativitățile, neacceptările, neiertările. Îi creștem într-o atmosferă de continue coerciții, programe coercitive, așa zisă educație. Îi învățăm că se face numai ceea ce aduce bani în viață, numai ce te face să fii un campion în viață, campion. Ne-am obișnuit să avem un tip de limbaj, să folosim cuvinte, să ne raportăm la lucruri care ne aduc din abundență, desigur, sau ar trebui să ne aducă bani, lucruri, obiecte, privilegii, ierarhizări în diversele profesii, sperate parcă să devină așa un fel de scut pentru tot ce înseamnă existența noastră și un fel, la fel de bine, de magnet, dacă vreți, continuu care să atragă către noi bunuri și privilegii de ordin strict material în această lume pe care oameni buni, la fel cum am venit, o vom părăsi într-o bună zi. Mai devreme decât sperăm sau mai târziu, pentru că e obligatoriu să murim, că nu e obligatoriu. Unii se înalță, dar se numesc sfinți. Alții mor pur și simplu și se numesc făpturi obișnuite, pur și simplu. Oameni buni, cum Enoch s-a înălțat la ceruri pentru că a vrut și când a vrut sau când nu a vrut, dar a fost luat să-i se arate lucruri cu mult deasupra ceea ce numim civilizație pe pământ, la fel cum ne putem, vedeți, cine știe, cine a studiat, cine a fost pasionat de faptul să afle, să-și confirme, să a avut intuiția că dincolo de cotidianul societăților, așa zis, civilizate și industrializate, există ceva mai mult. Trebuie să existe ceva mai mult. E altceva. Viața totuși este altceva. Cu adevărat, viața este altceva. Da? Cine și-a pus întrebări, cine a studiat, cine a căutat, poate nu doar în cărți, a luat viața la pas, s-a dus în locuri despre care știm totuși că ne-ar conferi o energie, o priveliște și am putea întâlni și oameni înălțați spiritual, ei bine, abia atunci, având
având exemplele vii care să ne dea elementul comparativ, abia atunci începem să înțelegem dacă acceptăm că ceea ce vedem e realitate, că viața pe care o ducem în țările și orașele așa zis civilizate este o cumplită minciună la adresa noastră și a copiilor noștri, a oricărui presupus trecut dătător de tradiții bune, a oricărui prezent pe care îl spălăm bun, a oricărui viitor pe care ne-l imaginăm plin de abundență. Încă din pântece, sufletul care vine de unde vine, cu spiritul său, dacă de fapt spiritul vine și aduce și reimplementează un vehicul, structuri și elemente, obligatoriu să fie acolo pentru a menține trupul în viață, încă de când suntem în trupul mamei, la nivel de spirit, de suflet, sine, șarpele Kundalini, spuneți-le cum vreți acestor structuri. Dar, în mod special, gândiți-vă și simțiți, încercați să simțiți spiritul. Această scânteie de viață, această esență de viață. Ei bine, încă din pântecele mamei, spiritul simte că nu contează, că nu există, începe o luptă pentru viața ce va să vie, viitoare, fizică, pentru că lucrurile văzute din lumea energetică sunt exact invers. Spiritul se pregătește pentru viața viitoare, aceasta fizică. La fel cum noi spunem când suntem în trup, vorbim despre ce ar urma după noi, ca despre o viață viitoare. La fel și spiritul, după ce a început să lucreze în pântecele mamei, să unească părticelele de viață, să le ansambleze, să le pună la lucru pentru ca din ele spiritul vine cu niște programe și le spune, nu? Acelor părticele care s-au unit din tată și din mamă, tu trebuie să faci asta, tu trebuie să faci asta, trebuie să lucrați așa, atom cu atom, nucleu cu nucleu, ca să, uite, facem doi plămâni, degețele, mânuțe, ochișori, trebuie să implementăm undeva într-o anumită zonă, la nivel fizic, organe și sisteme care să ne aducă conștiința de sine, a viitoarei făpturi fizice, care să. Spiritul, bietul de el, se ocupă de tot ce înseamnă știut și neștiut fizic și spiritual. Încă din pântecele mamei, noi omitem în mod, cum să vă spun, nu există cuvânt să pot spune cum omitem, dar perdant și destructiv, importanța a ceea ce până la urmă creează tot ceea ce este făptura aceea din pântece. Pentru că nici mama, nici tata n-ar fi fost vreodată capabili de la, din paradigma vieților de oameni și doar atât, pentru că doar atât se consideră și doar atât acceptă să fie, niciodată nu ar fi putut crea, repet din această paradigmă, ochii, urechile, părul, tenul, pielea, degețelele, pe urmă conceptele de respirație, gândire, simțire, conceptele motrice și așa mai departe. Vedeți, noastră, ne imaginăm că dăm viață, nu, noi favorizăm manifestarea vieții în lumea fizică și omitem total că suntem doar participanți, co-creatori la un eveniment fundamental și cu mult mai important decât ne putem imagina. Noi suntem ca într-un experiment de laborator, ca într-o creație de laborator, ca într-un studiu de laborator, ca într-o niște momente creatoare a unei cărți, lucrări, opere de artă, doar co-creatori. Nu suntem noi aceia care punem acolo niciunul dintre organe, nu. Suntem noi aceia care să le creăm, care să le dăm impulsul funcțional și care să facem posibilă sub toate formele existența viitoarei făpturi pe care în mod aproape că inconștient
o numim doar și foarte simplu și total lipsit de responsabilitate, copilul meu. Nu, nu. Da. Prin tine s-a dus la, s-a ajuns la o finalitate numită, iată, s-a născut un trup care conține un spirit, un suflet, un mental și atâtea organe despre care nu știi nimic. Este într-adevăr copilul meu, dar este acolo, în acel trup, atâta construcție și non-materialitate despre care ar trebui să vreau să învăț și să aflu cât de cât, măcar ca idee, cam de unde vine și cam de ce ar avea nevoie. Pentru ca trupușorul acesta pe care îl privesc în ochi, prin ochii lui, și îi spun copilul meu și îl legăn și îl mângâi și abia aștept să crească, să comunic desigur cu el, ei bine, pentru ca acest trupușor căruia îi dau totul, într-o bună zi să-și poată face sieși dovada de plinei existențe, cel puțin în Trinitate, minte, suflet, trup. Dacă eu dau doar trupului hrana fizică, cred eu, cea mai bună, vestimentația cea mai, cred eu, cea mai bună, îl învăț să deprindă obiceiuri, maniere, preocupări, să viseze către lucruri pe care, desigur, doar eu le consider cele mai bune, te-ați constat într-o bună zi că încă din fragedă pruncie copilul meu manifestă simptome precum autismul sau la o anumită vârstă dereglări psihoafective cu diagnosticele de rigoare severe cel mai adesea, sau el poate să aibă o rezistență deosebită și abia târziu, spre 35-40 de ani, să mă trezesc că ceea ce am crezut cândva că este în bună stare de existență și manifestare, copilul meu sănătos, frumos, deștept, este doar o ființă foarte bolnavă și încă de mult timp, eventual chiar să mă cer cu el, că am întâlnit situații. De ce n-ai spus că sufereai de atâția ani? Îi spune mama sau tatăl copilului. Eu de unde să știu că tu aveai depresii? Ajunge copilul acesta pe care îl consider doar al meu, că ajunge să îmi spună, n-aveam cui să-i spun, erai atât de mulțumit, de fericit că eu am crescut, că m-am căsătorit sau măritat, că sunt doctor sau profesoară, n-am vrut să te mâhnesc. Copilul însuși, ajuns la maturitate, își dă seama că nu are cu cine să discute și acesta este un model, este un pattern pe care îl ducem din generație în generație, astfel încât granița, ștacheta, moment care ne dă momentul la care se declanșează anumite afecțiuni, a coborât tot mai mult de la un 70, 80, 60 de ani și începe să ajungă până la stadiul de congenital. Ni se nasc copii cu afecțiuni congenitale, se nasc tot mai mulți copii cu blocaje psihoafective. Să știți că autismul nu este o afecțiune a celui care a primit diagnosticul. Nu! Autismul este o boală a părinților și a mediului în care a crescut. Pentru a trata autismul și o serie de multe alte afecțiuni, trebuie să tratați părinții, trebuie vindecat spațiul locativ, da, sănătatea spațiului despre care Feng Shui-ul vorbește de mii de ani, pentru a vindeca afecțiuni care, de fapt, afecțiuni blocaje sau autoblocaje. Copilul acela înțelege să tacă de mic, sătul nu știe să numească, de acel ceva pe care îl simte neautentic, nereal, contrafăcut, nu dă astfel numire, nu are încă vocabularul, dar ceva îl strânge, îl congestionează, sufletește și mental, refuză comunicarea, intră într-o altă, conștiința lui din păcate se expandează în altă zonă a cunoașterii și a înțelegerii, manifestării tuturor mecanismelor vieții. Apar fenomene deosebit de periculoase, ceacrele despre care, doamnelor și domnilor, care mergeți pe acest drum al spiritualității, vă place să vorbiți, ați aflat deja despre ele, poate suficient de multe lucruri, intră din stadiul de bună funcționalitate, când ele au mișcările despre care se vorbește în diversele texte, levogir,
că se încarcă cu lumină energie specifice și necesare bunei funcționalități a biocâmpului, organelor, sistemelor și așa mai departe, se produce, din păcate, la acest copil și la copii care manifestă astfel de diagnostice. De ce le manifestă? Pentru că se produce o inversiune a chakrelor. Pentru că intră în disfuncție, da? Și încep să funcționeze pe anticerul, să se încarce cu întuneric. La nivel spiritual, copilul ăla pe care îl consider doar al meu, nu i-am dat eu spiritul, nici sufletul. Nimic din ceea ce el este în esența lui, dar îl consider doar al meu. Parcă umanitatea se află de mii de ani, de cel puțin 3.000 și jumătate de ani, 4.000 de ani, așa într-o continuă atitudine de a lua, de a fura, de a-și asuma, de a abuza de ceva ce nu i-a aparținut niciodată. Tu ești părintele din punct de vedere fizic al unei alte făpturi fizice, dar nu i-ai dat spiritul, nici sufletul și ești incapabil să-i le vindeci când se îmbolnăvesc. Măcar de aici pornind, nu-ți mai permite luxul să-l claustrezi într-o formă de așa numită educație care nu-i permite să aibă o vedere de ansamblu, să o aibă măcar, nu să-și înțeleagă ce vadă, ce vede, nu neapărat să înțeleagă de la început, dar dă-i anumite repere și informații. Mamă, eu nu știu dacă există Dumnezeu sau nu, dar spune lumea de mii de ani care exista. Ocupă-te, citește, vezi, te susțin. Asta este atitudinea mea. Mai departe vezi tu. Mamă, nu știu dacă există chakra, extraterestri, îngeri sfinți și demoni. Nici nu cred. Dar n-ai decât să citești. Poate mă convingi pe mine într-o bună zi, poate nu, poate ne confirmăm, poate ne infirmăm. Hai să vedem de ce se discută despre atât de multe lucruri pe această planetă, care aparent nu ne-ar fi de folos în viața de zi cu zi și totuși la care ajungem și pe care vrem să le cunoaștem și să le înțelegem în momentul în care viața noastră intră într-un colaps, într-un blocaj. Totuși lucrurile acestea, mamă, i-aș spune eu unui copil, pe care noi le omitem în viața de zi cu zi și care nu le dăm nicio importanță, ele și cunoașterea lor și asumarea ceea ce ele sunt și înseamnă ne salvează într-o bună zi. Puiule, hai să nu trăim inconștient, chiar dacă eu nu știu nimic despre aceste lucruri, te rog, învață tu mai mult decât am învățat eu la viața mea. Aceasta ar fi și acesta ar fi un punct de pornire real, conștient și responsabil, fundamentat al unui părinte conștient. Eu știu că nu știu. Eu știu că nu știu. Puiule, exact cum ucenicul are cumva datoria ca într-o bună zi să-și întreacă maestrul, te rog să faci mai multe în această viață și să lași mult mai mult decât am lăsat noi, pe toate planurile, nicio problemă, inclusiv fizic. Puiule, merită-ți viața, merită-ți soarta, merită-ți visele care astfel vor deveni împlinite. Luptă și luptă cu mult mai multe instrumente decât am luptat noi, cu zavistia, mânia, influențele negative, manipulări de tot felul, diviziuni, distrugeri, nu? De prietenii, influențe. Puiule, încearcă să nu mai trăiești cum am trăit noi. Am trăit haotic, întâmplător, am reacționat la primul impuls. Puiule, iată unde m-a adus pe mine. La 30 de ani deja aveam o problemă de sănătate importantă, la 40 alta severă, iată-mă la 55 cu un diagnostic prin care aflu că posibil este, se ridică suspiciunea că aș avea un diagnostic incurabil. Puiule, de ce să încheie și viața ta într-o bună zi la 50 de ani sau 60? Ia fă tu mai mult decât am făcut eu. Eu am trăit întâmplător și neînțeles, stupid, orbește. Eu acum pentru mine, sufletule, puiul meu, copilul meu și al lui Dumnezeu care ți-a dat suflet și spirit, în primul rând, dă tu cezarului, cel cezarului și lui Dumnezeu, cea lui Dumnezeu, ceea ce eu n-am făcut. Nu vă cere nimeni, mamelor și taților, să știți să dați o altă educație în sensul de învățați noastră matematici, fizică sau fizică. Deja avem mai multe, newtoniană, cuantică, subcuantică, a stelelor, mă rog.
Nu vă cere nimeni să știți limba franceză, nu vă cere nimeni să știți ce se întâmplă în templele Shaolin, nu vă cere nimeni să recitați pe din afară textele sacre. Nu, dar o bună educație înseamnă conștiență. Știu că nu știu. Și trebuie să am curajul și bunul simț spiritual și mai ales conștiința și responsabilitatea că dacă eu nu-mi informez copilul că nu știu tot, el se va lovi în evoluția lui de enorm de multe blocaje și se va opri din evoluție pentru că tot ce a văzut în casă, pe scară, în curte, pe stradă, la școală, doar până aici a fost. Pentru că toți cei din jurul lui, la vremea când ar fi trebuit, nu au avut curajul să-i spună: mamă, eu nu știu totul, sau tată, eu nu știu totul. Lucrurile au evoluat, lucrurile s-au schimbat din generație în generație. Mai multă cunoaștere, mai multă creație. Structurile de piatră s-au modificat. Plantele, râurile, cursul, clima, totul în jur s-a modificat. A devenit mai abundent sau nu? Mai esențial sau nu? Ne-am superficializat ca specie, ca rasă, ca existență. Iubirea mea, sufletul meu, nici eu nu mai știu ce este bun și rău. Nu face ce am făcut eu, generația mea și cei dinaintea noastră. Cercetează, cunoaște, află, simte, respectă, onorează și ceea ce nu știi și nu înțelegi. Iar ceea ce poate niciodată, în ciuda oricăror studii, nu vei înțelege, acceptă că există. Și dacă în viața ta de zi cu zi poți să faci bine făl, dar nu fă rău. Sau dacă nici bine nu poți face, nu face nici rău. Vezi-ți de o viață frumoasă, coerentă, în armonie, încearcă să lași ceva în urma ta ce noi n-am putut și n-am știut nici cum. De aici ar trebui să înceapă o bună educație pentru a nu mai vedea în jurul nostru atâția copii deja la vârste mult premature, comportându-se ca niște mici dictatori care toată ziua zbieră, cer, pretind, încă din curtea școlii, sub nasul profesorilor. Doamnelor și domnilor, dascăli, vă implor, ocupați-vă de copii, dacă puteți, învățați-i că recreația nu este un moment de a lua cu asalt liniștea și viața, armonia unui loc, a unui spațiu și a unui timp. Recreația nu reprezintă o suită de momente în care doar îmi impun, nici măcar nu știu de ce, voința absurd. Mă uitam tot în curtea unei școli astăzi, o fetiță în jurul vârstei de, nu știu, până în 12 ani, luase un băiat în brațe, făceau exerciții fizice. Eu, fiind și vertebroterapeut, mă gândeam: Doamne, vai de coloana ei, vai de articulațiile ei, vai de, vai de, vai de, Doamne! Jocuri, se ridică unii pe alții, cad, se dărâmă, zbiară și ne mirăm că la 12, 13, 14 ani copilul dezvoltă un atac de panică, copilul dezvoltă dureri migrene, copilul nu știu ce a pățit la o articulație, copilul și-a rupt oasele. Uitați-vă și la știri. Educația nu înseamnă recreație. Nu ne recreăm niciodată cât timp existăm. Dar dacă ați vrea să vorbim despre niște momente de recreație, ar însemna să trăim în prezența sursei, a adevăratei cunoașteri, a luminatei înțelepciuni, care ne învață că totul este armonie și că nu trebuie să zbierăm pentru nimic, să ucidem pentru niciun lucru, să impunem pentru nimic altceva. Că putem să ne integrăm energiilor, naturii, mediului, spațiului, universului, frumos și în mod binecuvântat, astfel încât să trăim așișderea și să avem frumoase vieți și destine încununate cu, doar cu bucurie, viață și împliniri. Ne revedem la emisiunea următoare. Vă rog, vă implor, meditați, părinți, dascăli și cine se mai implică, direct sau indirect, în ceea ce numim educație, ca să fie cu adevărat educație și să construim cu adevărat
bune destine pentru copii, pentru noi, familia care are copilul și viitoarele societăți. Amin. Doamne ajută. Toate cele bune. O săptămână plină de conștientizare. Doamne ajută.